Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Vă mulțumesc că ne urmăriți a treia zi a războiului politic dintre președintele Iohannis și majoritatea aflată la guvernare și de câte ori Liviu Dragnea intră în pană de idei sau de strategii politice, îl amenință pe Iohannis cu suspendarea. Președintele Iohannis pleacă mâine într-o vizită oficială în Franța și îl lasă pe Dragnea cu o criză politică guvernamentală fără precedent. Știți, astăzi, înainte de plecare, Iohannis a respins și numirile șefului Dinei Florea propusă pentru șefia DNA, dar și alte patru propuneri de procurori șefi. Iohannis nu mai acceptă nimic, nicio numire controversată din partea majorității guvernamentale. Le-a lăsat și această bombă cu Ministerul Dezvoltării și Ministerul Transporturilor, unde cei de la PSD se chinuie să găsească o soluție. Olguța Vasilescu ar trebui să meargă la dezvoltare, dar încă nu este foarte clar dacă Iohannis este obligat să o accepte pe Lia Olguța Vasilescu acolo, iar la transporturi ar trebui să vină Mircea Drăghici, omul cu bani, trezorierul PSD, în locul lui Lucian Șova. Până la acest moment, Stănescu, încă deținătorul portofoliului, nu și-a dat demisia. Iar constituționaliștii și oamenii de drept consultați de noi spun următorul lucru: dacă Stănescu nu-și dă demisia și Lucian Șova de la transporturi, va fi foarte complicat ca Dragnea să poată să îi impună pe Olguța Vasilescu și pe Mircea Drăghici. Așadar, scandal politic. O să vedem ce reverberații au avut declarațiile lui Ilan Laufer. A venit și răspunsul președinției României după rafala de acuzații de aseară de antisemitism la adresa președintelui Iohannis. Cam toată comunitatea evrească din România, intelectuali, oameni exponențiali pentru comunitatea evrească din România, se declară șocată de declarația lui Ilan Laufer și vin să îl sprijine pe președintele României în acest conflict bizar, extrem de ciudat, ieșirea lui Ilan Laufer de aseară. Ioana Constantin, Partidul Mișcarea Populară, alături de noi în dezbatere. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal, bună seara. Domnule deputat, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Senatorul Mihai Goțiu, Uniunea Salvați România, bună seara, domnule Goțiu. Și bună seara și bine v-am găsit. În ultimul rând, Valentin Ionescu, analist, mulțumesc că ați revenit la Dosar de Politician. Haideți să-l vedem pe Dragnea. Spuneam că a intrat în pană de idei și declarația asta trebuie să o citim într-o cheie comică. Da? Dragnea, când este pus la zid și nu știe ce să mai facă pentru că se încurcă în propriile lui prostii politice și în propriile mașinațiuni pe care le face aproape zilnic, țipă că este dispus la o adică să-l suspende pe președintele Iohannis și pune placa asta, ne pune placa asta de aproape 2 ani de zile, evident, nu-l mai crede nimeni. Ne-am obișnuit cu domnul Iohannis să fie în stare să facă orice, dincolo de Constituție, dincolo de lege. Deci orice e posibil, dar ar fi o încălcare flagrantă a Constituției și a deciziei Curții Constituționale. În cazul în care refuză, o să acționăm constituțional, dar dacă se va întâmpla asta, o să ne sfătuim, așa am convenit, în cazul în care președintele va sări iar cu picioarele pe Constituție, o să ne întâlnim și o să stabilim ce facem. 2 ani de zile de circ și scandal politic, 3 guverne schimbate, peste 70 de miniștri remaniați, schimbați, permutați, nici un kilometru de autostradă, nici un mare proiect economic, bâlbâială, politică dâmbovițeană, trădări, conspirații, minciuni, revoluții interne în PSD, cum să spun eu, vânzări, cumpărări de funcții ministeriale, toată gama de bizantinism și de politică de proastă factură. Asta a făcut PSD și Liviu Dragnea și continuă să facă. Ei au generat scandalul ăsta politic al remanierii. Se afundă pe zi ce trece în scandalul ăsta. Nu au soluții, Ioana Constantin. Și o țară aproape întreagă se uită la ei cum duc țara de râpă. Până la urmă, că asta se întâmplă. Nu că am fi foarte îngrijorați noi de ce fac PSD-iștii. Exact. Da, o țară captivă cumva în această poveste, pentru că instituțiile cele mai importante sunt captive PSD-ului și
oamenilor lui Liviu Dragnea. Noi de 2 ani de zile vedem această răfuială în interiorul PSD, care nu mai este nici măcar partid, este un clan al baronilor care împart, fac și desfac guverne. Domnul Dragnea vorbește despre Constituție, spune că să nu, dacă se mai urcă președintele Iohannis cu picioarele pe Constituție, dar unde în Constituție scrie că cexul acesta al PSD, care a devenit un fel de for suprem al României, face el și desface guverne, dă jos miniștri. Deci ne-am trecut prin niște episoade absolut ridicole cu premierul Japoniei prin parc pentru că premierul Tudose fusese demisionat, cu Grindeanu legat cu lanțuri singur prin Palatul Victoria, cu acel domn busuioc de la SGG care acum a fost recompensat, e la Curtea de Conturi, da, care nu voia să semneze, până la urmă i s-a făcut rău, a venit salvarea, a semnat altul. Deci niște episoade absolut ridicole pentru o țară care are pretenția acum că este în stare să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Și acum episoadele ridicole de astăzi. Stănescu, vicepremierul Stănescu se agață, se leagă cu lanțul de scaunul de la dezvoltare, țipă că nu vrea să-și dea demisia. Dragnea nu poate să-i facă nimica, pentru că dacă nu-și dă demisia, nu se vacantează locul Robert Sighiartău și atunci nu poate să o pună pe Olguța. Olguța plânge, face scandal, după care începe discuția pe transporturi. Păi ce face cu transporturile? Ăla și-ar da demisia, dar nu și-ar da demisia. Deci în plin Caragiale am ajuns să trăim. Domnul Mănăstire, este dezastru. Și o spun cu responsabilitate și cu tristețe, pentru că la 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile de guvernare, așa cum a spus dumneavoastră, avem 21 de miniștri schimbați, fără remaniabil, și 2 prim-miniștri schimbați. Țara este în haos, nu mai există pic de autoritate și respect față de instituții. Gândiți-vă ce se gândesc acei oameni care lucrează în ministere, că li s-au schimbat miniștri din 2 în 2 luni. Li se spune de 2 luni de zile că va pleca cu Tărescu sau cu Tărescu. Gândiți-vă că în același timp românilor li s-au scumpit gazul cu 30%, energia cu 40%. Este un haos general, este o dezorganizare, suntem în anul centenar. Nimeni nu se bucură de acest lucru, niciun sentiment patriotic. De ce? Pentru că avem un guvern și avem un om irresponsabil, fără pic de respect față de români, care 2 ani de zile s-a luptat să-și pune în aplicare legile care să-l scape pe el. Cu ce risc? Cu riscul ca românii să fie afectați. Și eu nu pot să nu amintesc cazul acelei fete tâlhărite de la Alba Iulia. Nu am cum. Pentru că acea fată a fost tâlhărită din cauza legii pe care Dragnea, împreună cu parlamentarii PSD, cu Tudorel Toader, legea recursului compensatoriu, legea 169 din 2017, prin care au ieșit din pușcării aproximativ 9.000 de delicvenți, sau 11.000 au ieșit în total, dar datorită legii au ieșit 9.000, din care 3.000 au comis. Cum au ieșit? Încălcări ale legii. Iar acea fată suferă din cauza acelei legi. Nu mai există ordine în țară. Este haos general. Încurajează infracționalitatea. Încurajează infracționalitatea. Este haos general. Iar noi acum am ajuns să dezbatem pe 2 ministere cheie pentru bani. Transporturi, unde ei vor să facă acele parteneriate public-private, acele mari proiecte de infrastructură, și dezvoltare, unde sunt bănuții pentru rețeaua de partid. Deci acum noi discutăm de fapt despre robinet de bani, cine să aibă putere pe robinetul de bani? Cine se decide acolo? Stănescu sau oamenii lui Dragnea? Bun, iar președintele Iohannis cred că a făcut-o intenționat, acum să fim cât se poate de explicit în ceea ce spunem, că știa foarte bine că pe Dragnea interesează Ministerul Dezvoltării, adică banii pentru primari, evident, și transporturile, unde este pușculița de partid, despre Mihai Goțiu. Practic, nici președintele Iohannis nu s-a lăsat mai prejos și a aplicat o lovitură politică lui Dragnea, de i-au sărit foile din față, foile cexului. Da, aici, schimbările. Practic, cum s-a menționat, mai sunt 9 zile, poate că unii nici nu știu, până când ar trebui să sărbătorim centenarul Marii Uniri, și numărul anilor care au trecut de la Marea Unire e comparabil doar cu numărul miniștrilor care au fost schimbați în ultimii 2 ani, sau cu numărul anilor cumulat de amânări la finalizarea autostrăzilor. Săptămâna trecută era o știre că autostrada Lugoj-Deva se mai amână cu câteva luni, de la sfârșitul acestui an până la
până în vara viitoare, poate, pentru a fi dată în folosință. Asta este situația când în România ajung la putere asemenea personaje care au ca singur scop să scape de pușcărie ei, unii dintre ei sau apropiații și partenerii de afaceri mai mult sau mai puțin legale. O altă veste extrem de proastă care vine astăzi de la Comisia Europeană, care estimează că deficitul public va ajunge în 2020 la 4,7%, cel mai mare din Uniunea Europeană, și e o cifră care ne arată unde ne duce această politică, dusă doar pe cumpărarea de voturi, de fapt, prin promovarea unor măsuri nesustenabile și neacoperite de realitate. Adică degeaba au crescut salariile sau ar crește pensiile nominal dacă nu se regăsesc și în puterea de cumpărare. Acest deficit va greva greu asupra dezvoltării României în anii care vor urma și, din păcate, nu avem nicio șansă să vedem că se stopează această direcție. Astăzi am asistat și la niște momente incredibile în Senatul României, când trebuia să se voteze legea pensiilor și cei de la PSD au plecat și nu s-a mai ajuns la dezbaterea legii. De ce au plecat? Nu știu, au fost niște lucruri foarte ciudate. PSD-iștii pleacă când e vorba de pensii? Ciudat. Da, oricum votul ar fi fost, fiind o lege organică, votul ar fi fost, ar urma să fie luni, când sunt voturile pe legile organice, dar a fost foarte interesant cum au plecat, era ultimul punct pe ordinea de zi, s-a prelungit foarte mult dezbaterea, nu a ajuns la final. Plătim în continuare pensii speciale de aproximativ 9 miliarde de lei pe an, dar această lege a pensiilor, care o mare mizerie, în special care, pentru o guvernare care se pretinde socialistă, da, și social-democrată. Ei, nu mai recunosc nici social-democrației europene acest lucru și probabil se izolează și se duce cât mai aproape de Victor Orban, oarecum teoretic paradoxal, dar nu vor avea loc probabil nici acolo. Problema nu e că social-democrații, că PSD-ul se izolează și iese din grupul social-democraților european, problema e că izolează și România. Da, să se spele pe capul. Aici este problema cea mai mare, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere și al USR, viitorul României este în Uniunea Europeană, iar ceea ce se întâmplă în acest moment îndepărtează tot mai mult România și o transformă în acea țară de rang 2, dacă mai rămânem în Uniunea Europeană, în asemenea condiții. Strategii PSD, apropo de ce spunea Mihai Goțiu, încă lucrează și și-au definitivat strategia pentru europarlamentare, care e tocmai în sensul ăsta, da? Anti-Europa, anti-UE, europenii care sug sângele poporului și așa mai departe, practic este toba pe care vor folosi copiii în modelul din Ungaria, poate și din Polonia și din alte țări. Ce vreau să vă întreb, domnule Ionescu? Vi se pare că Dragnea inventează scandalurile astea tocmai pentru a acoperi agenda publică, iar societatea și oamenii să se uite cu ochii scoși din orbite la circul ăsta care nu se mai termină? Nu cumva e o strategie de a ocupa practic în fiecare zi agenda publică cu scandalurile astea, fără miză până la urmă, și să nu ne mai uităm la Fondul Suveran de Investiții, o mare furăciune pe care o fac, diverse licitații pe achiziții de armamente, diversele turnuri pe care le dau la companiile de stat și alte hoții. Da? Perdeaua de fum, se ceartă, vin, plâng, urlă, țipă, îl provoacă pe Iohannis la lupta politică, președintele este obligat să reacționeze și să dovedească că se luptă cu ei, da? Dar în același timp eu bănuiesc că se fură mult. Se fură mult în spatele acestei perdele de fum. Avem la guvernare un partid care este un vehicul de extras rente. Aici oricine se sesizează acest lucru, e o mare filozofie. Cu o ideologie populistă, nu are nimic de a face cu social-democrația sau cu altă ideologie, care merge pe trei direcții. Deci, pe de o parte, urmărește obiective electorale destul de precise și asta se reflectă
De pildă, într-o parte a legislației pe care a adoptat-o, cum este legea salarizării sau legea pensiilor publice, urmează să fie dezbătută în Parlament, care este, după părerea mea, una dintre armele principale electorale pentru anul 2020. Pe de altă parte, obiectivul principal rămâne în continuare protecția legală, imunitatea împotriva, imunitate penală, asta vor ei, să obțină o imunitate, să scape de pedeapsă penală și să-și păstreze niște privilegii. Dar nu cred că aici este vorba doar de o singură persoană. Asta este partea tragică a lucrurilor. Nu este vorba doar de Dragnea. El este purtătorul de cuvânt al unor oameni care se află în aceeași situație și care au acumulat averi în ultimii 25 de ani și care îl sprijină, au tot interesul să-l sprijine. Din mediul economic, din mediul zona economic politică, din business? Și din mediul economic și din zona de business. Pe de altă parte, mă uit la electorat și sunt speriat. Sunt speriat de ce? Avem un electorat în vârstă care marșează repede la cadouri. Așa s-a întâmplat cu fiecare ciclu electoral. Domnule Ionescu, să fiu cinic. O persoană în vârstă... Da. Asta speranțele este. Și așteptările sunt destul mici. Mici. Ei ce da. Ți se dă, domnule Ionescu, așa, mai pe românește, sunt speriat și de tinere, să știți. Adică există un eșantion, mai cu seamă între 17 și 25 de ani. Foarte mulți dintre ei nu sunt în sistemul educațional, nu muncesc, nu fac mare lucru. Au o înclinație spre stânga, nici ei nu știu de ce. Este un din cauza sărăciei. Nu știu dacă neapărat toți sunt săraci. Pentru că majoritatea dintre ei nici măcar nu vor să muncească. Și zona asta... Ești de stânga, dar nu vrei să muncești. Zona asta, păi nu, dacă ești de stânga, într-adevăr, nu vrei să muncești. Sistemul de învățământ, domnule Nesu. Deci care sunt de stânga... Dacă ești de stânga, ești muncitor, da? Stânga înseamnă partidul muncitorilor, oamenilor care muncesc. Nu, stânga întotdeauna a încurajat nemunca. Și știm foarte bine treaba asta. Eu consider că întotdeauna s-a întâmplat așa. Partidul muncitoresc, ce nu era format din muncitori? Din cei care munceau, la urmă, au fost deprimați sau cristalizate în ideologia asta? Nu avem să facem istorie. Bun, dar vreau să spun un lucru. Deci, partidele muncitorești, partidele socialiste și social-democrate care au apărut înainte de al doilea război mondial, n-au nicio legătură cu ce există astăzi. Absolut niciuna. Și foarte multe sisteme de protecție socială nu au pornit din zona stângii. Au pornit din zona liberală și zona dreptei. Știm democrat. Pensiile publice știm cine le-a inventat. Un mediu conservator în Germania. Salariul minim pe economie a introdus-o prima oară Suedia în 1913 și Marea Britanie când era Churchill. Churchill care pe vremea aceea era în Partidul Liberal. După aia a revenit la conservator. El este unul dintre inițiatorii legii salariului minim pe economie. Bun, acum revenind, că nu discutăm aspecte care țin de ideologie, m-ați întrebat ceva. PSD în continuare, să știți că păstrează un electorat captiv și care îi dă un avantaj electoral pentru anul 2020. Asta mi-este teamă. Ar putea să fie în contratimp în alte condiții, și anume dacă România întâmplător intră în recesiune, întâmplător spun pentru că se pregătește o recesiune economică la scară globală care ne va afecta și sunt niște sectoare economice care vor fi afectate în mod indirect mai repede decât altele și care ar putea să lase pe drumul niște oameni și criza ar putea să se amplifice pe acest fundal și datorită erorilor de politică pe care le face acest guvern. Mai ales în materie, nu socială, ci materie macroeconomică. O intervenție telefonică. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, ni se alătură dezbaterii. Bună seara, domnule Băsescu. Bună seara. V-am invitat să discutăm două chestiuni. Prima este legată de declarația acestui tânăr, da? Ilan Laufer, care și-a făcut debutul în politică cu declarațiile de ieri, da, pe care le-a urmărit o țară întreagă. Cum le comentați? Ce se ascunde în spatele acestui atac? Unii spun că Dragnea l-ar fi comandat, alții că este celebrul Codrin Ștefănescu.
alt personaj care s-ar afla în spatele lui Ilan Laufer. Domnul Mănăstire, cert este că tot se aflau în sediu la ora aceea, iar Codrin Ștefănescu a ieșit și a admirat discursul extraordinar al tânărului fost ministru Ilan Laufer. Sigur, astăzi, după ce au văzut ce borobat a ieșit, toți se dezic de Laufer. Însă au profitat de tinerețea lui, de lipsa lui de experiență și l-au împins să spună toate prostiile pe care de-a lungul timpului ei înșiși le-au spus. Aduceți-vă aminte și cu forul german și cu ambasada Israelului și cu toate astea sunt o listă de strigări ale PSD-ului pe care i le-au pus la copilul ăsta în față. Și el mai nechipzuit le-a recitat. Acum nu scuz eu pe Laufer, dar impresionantă este lașitatea acestor oameni împreună cu care Laufer a făcut intervenția. Urmăriți-l pe live-ul pe Laufer la diverse simpozioane, vorbește liber. Aseară a citit. Citea niște mesaje care nu erau ale lui, dar îi le pusese o politrucii de la PSD să le citească. L-au folosit, o să-l arunce probabil peste bord. L-au și aruncat. Dragnea a spus că se delimitează total. Azi s-au dezis toți de el. În mod categoric a fost o mare greșeală pe care tânărul Laufer a făcut-o și n-aș vrea să persevereze în greșeala asta, să se creadă nedreptățit pentru că este minoritar evreu. Eu nu-l suspectez că nu e atașat țării, că din informațiile pe care le-am, e un tip care stă pe picioarele lui și a dezvoltat propriile afaceri, are legături destul de bune peste tot, deci e altfel în regulă. Dar păi cu atât, domnule președinte, păi cu atât e surprinzătoare ieșirea. Dacă ești fost om de afaceri de succes, dacă ți-ai făcut o carieră, dacă ai o poziție cât de cât socială, ai decis să intri în politică ca să te folosească Codrin Ștefănescu și Dragnea ca berbece într-un război cu președintele României, tu nedatorându-le acestor oameni nimic. Da? Repet, are poziție, cum a spus și dumneavoastră, socială, a activat în Republica Moldova, a făcut business acolo, se pare că e bogat, are și bani. Ce te determină pe tine, un om, la începutul carierei, să faci lucrurile astea? Să servești, să-i servești pe bătrânii ăștia în vechițele. Domnul Mănăstire, cred că a fost o greșeală și marea lui greșeală de astăzi este că n-a ieșit să-și ceară scuze, să spună că a fost sub imperiul emoțiilor, a refuzului, a nu știu ce, și că a fost păcălit. Și asta e. Oricum, el și-a încheiat cariera politică forever. Deci politică nu va mai putea face, măcar să fi plecat frumos. Da, cealaltă chestiune, acum toată lumea își dă cu părerea, poate să o refuze președintele Iohannis pe Olguța Vasilescu la dezvoltare și pe Drăghici la transporturi, nominalizările de astăzi? Permiteți-mi să fac un comentariu puțin mai larg. Mie mi se pare că președintele Iohannis nu a procedat corect și constituțional, nerevocându-i pe cei doi miniștri, Stănescu și Mășova. În schimb, când e vorba de numiri, aici e vânătoare liberă, pentru că, într-adevăr, Curtea Constituțională a spus că un ministru poate fi refuzat o singură dată, dar depinde cum citește președintele. Și poate să îl refuze o singură dată pe portofoliu pe care îl numește. Exact. Ori aici avem situația Olguței, care a fost numită o dată la transporturi și acum este prima dată numită la dezvoltare regională. Și o mai refuză încă o dată. Acest o dată
îl judecă președintele și va fi foarte greu să fie acuzat că n-a respectat decizia Curții Constituționale. Deci, în deci ceea ce criza continuă. Numirile, președintele are câmp de joc. Bun. Și a treia chestiune pe care vreau să o discutăm, am și deschis tema asta. Pare mie că în laboratoarele PSD, genul ăsta de rebanieri, genul ăsta de scandaluri politice cu artificii, apar la momentul potrivit. Apar tocmai când se face licitația pentru corvete, când dau drumul la Fondul Suveran de Investiții, care se anunță o mare hoție de mari dimensiuni în România, parcă le gândesc, parcă există, cum să spun, viclenia lui Dragnea care știe să aleagă momentul potrivit. Da? Și vreau să discutăm despre corvete. Am văzut un comentariu, 1,6 miliarde da, se pitrocește la Ministerul Apărării într-o tăcere, domnule Băsescu, într-o tăcere și într-o secretomanie fără scrupule, ca să zic așa, da? Păcălesc presa, dau date și ore diferite în ceea ce privește deschiderea plicurilor, vor să amâne procedura de licitație, da? Că se pare că n-a ieșit bine. Domnul Mănăstire, aici eu deja m-am exprimat public și continui să susțin acest punct de vedere. A fost o mare șmecherie organizarea unei licitații. Pentru că prin lege și acest mod de achiziții militare nu-i numai în România, l-au adoptat foarte multe state, inclusiv din Uniunea Europeană. Deci prin lege, când e vorba de achiziție de armament, se poate merge pe sursă unică fără licitație. În cele din urmă au participat la licitație 3 competitori. În mod categoric, toți 3 sunt mari. Damen este o companie mare, Ficantierii, italienii de la Ficantierii sunt și ei, sunt al 4-lea constructor de nave din lume, Ficantierii, și Naval Group, care este companie la vârf mondial în ceea ce privește nave militare. Damen și Ficantierii construiesc de la nave de pasageri, la remorchiere, la barge, și mai construiesc și nave militare din când în când. Dar dacă primesc comenzi. Dacă primesc comenzi. Naval Group este o structură a statului francez. 62% este statul francez. Și 34% este Thales, cel mai mare producător de armamente sofisticate din Europa, cu tehnologii de vârf. Thales are Naval Group, deci are statul francez 62% și Thales, care produce toate tipurile de armamente care se montează la bordul unei corvete, Thales are 34%. Deci Thales, producătorul de armamente, este parte a Naval Group. În aceste condiții, din punct de vedere tehnologic, deci oferta tehnică și oferta de preț nu poate să nu fie cea mai bună de la Naval Group. Și aici începe dansul. De ce tu, stat român, nu te-ai dus direct la Naval Group să negociezi caracteristicile tehnice, armamentele pe care le pui la bordul corvetei și să finalizezi și prețul, știind că Naval Group îți dă cea mai bună ofertă tehnică și ofertă de preț, fiind o structură integrată? Imaginați-vă, Damen, dacă va primi contractul, va trebui să ia niște rachete de la nu știu ce producător. De la Thales. Niște torpile de la nu știu ce producător. Tunurile de la nu știu ce producător. Sistemele sonar de la nu știu ce producător. Să le asambleze și să le facă și să
funcționeze concertat la bordul corvetei, pe când Naval Group face așa ceva împreună cu Thales cap-coadă. Asta înseamnă calitate și costuri mult mai mici la Naval Group. Și experții din Ministerul Apărării nu știu lucrurile astea, de ce lasă pe politruci să decidă licitațiile astea? Nu se găsește un militar acolo cu coloană vertebrală să spună aia asta nu se poate, băi, ministrul, eu băi, secretarul de stat? Pentru că nu s-a comunicat încă rezultatul licitației, eu sper că se va găsi un general sau un amiral care să spună stop joc. Cred că se vor găsi, însă nu ei au putut stabili organizarea licitației. Asta a stabilit-o politicul și părerea mea este că s-a organizat o licitație exact ca să aibă ce să fie măsluit și să se dea contractul lui Damen. Ce știu foarte bine este că inclusiv Naval Group va construi corvetele, dacă vor câștiga licitația, în România, la șantierul naval Constanța, cu care au o asociere. Dacă va câștiga Ficantieri, va construi corvetele ori la șantierul naval Tulcea, ori la șantierul naval Brăila. Dacă va câștiga Damen, va construi ori la Mangalia, ori la Galați. Deci toate cele trei companii vor construi în România pe proiectul lor. Ceea ce spunea un domn amiral într-o seară, care e senator, mi se pare chiar la dumneavoastră, în emisiune sau la Barbu, că Damen are șantier în care și România este acționar, deci toate cele trei companii vor construi în România corvetele. Însă s-a organizat licitație exact ca să aibă ce măslui și în mod cert aici este mâna lui Dragnea. Nu întâmplător FIFOR a plecat. Nu întâmplător FIFOR a plecat. Și atunci președintele Iohannis de ce l-a numit pe Leș? Pentru că Leș, acest nou ministru al apărării începând de astăzi, este cel care a gândit afacerea Damen încă de pe vremea celebrului Dacian Cioloș. Pentru că Leș era atunci ministru apărării, secretar de stat inițial și apoi ministru apărării și el a inițiat hotărârea de guvern pentru Damen. La început, domnul Mănăstire, vreau să fim foarte clari. Eu nu acuz Damen că este acționar la șantierul naval Mangalia. A făcut foarte bine pentru că DEU, care deținea șantierul în urma privatizării, era în insolvență. Au făcut niște erori strategice în primirea de comenzi și ajunsese la insolvență. Deci este foarte bine că Damen a venit la Mangalia. Dar îmi doresc enorm pentru Marina Militară Română, 4 corvete care să fie stăpâne în apele teritoriale românești la Marea Neagră. Și asta se poate cu francezii de la Naval Group. Și mai este o chestiune politică. Deci, dincolo de asta, și acesta este principalul motiv pentru care eu cred că Naval Group a dat sau va da cea mai bună ofertă, are toate argumentele, mai avem un element extrem de important. Noi în relația cu Franța, dacă vă aduceți aminte, când părea că mă certam eu cu Sarkozy, ceea ce era real, disputa era de la navele Mistral, pe care Franța urma să le livreze Federației Ruse, iar una da. Trebuia să fie dislocată în Marea Neagră. Se numea Sevastopol. Ei, asta este o dezvăluire. Ăsta era motivul relației mai contundente cu președintele Sarkozy de atunci? Faptul da, că Sarkozy comandase nave rușilor. Nu. Rușii comandase da. Nave franceze. Ruși, da. Iar navele tip Mistral sunt nave de desant
nave port-elicopter, care din punct de vedere tehnologic nu aveau la Marea Neagră, nu aveai cu ce să le combați. Se punea problema, prima trebuia livrată să funcționeze undeva prin Pacific și s-a umflat guvernul japonez în pene, iar a doua trebuia să fie la Marea Neagră, se numea Sevastopol. Am avut discuții cu Sarkozy, am dat alerta în tot NATO, am tipat în Uniunea Europeană și până la urmă s-a blocat vânzarea către Federația Rusă a celor două nave tip Mistral. Așadar, aceste bijuterii tehnologice, să știți că erau produse de Naval Group. Deci în timp ce circul politic e la cote înalte, tocmai se tranșează licitația asta importantă, vom fi cu ochii pe ea, sper ca și alți colegi din presă să se uite, pentru că până la urmă discutăm de autostradă, că corvetele astea valorează cât o autostradă bună, mare. Da, și corvetele astea valorează securitatea noastră în zona economică. O ultimă precizare înainte de pauza comercială legată de respingerea Adinei Florea pentru conducerea DNA, pentru șefia DNA, fără explicații, doar cu invocarea unui articol din care nu am înțeles mai nimic, articol de lege, articol care face trimite la legături cu fosta securitate și așa mai departe. Domnul Mănăstire, președintele când respinge pe cineva, respinge fără să dea prea multe explicații și uneori nici nu poate să le dea. A respins-o, a respins-o. Procedură de la capăt. Fiind constanțean că eu în primă instanță, deși nu o cunosc, n-am văzut-o în viața mea, când am aflat că e din Constanța, am zis, e constanțean că foarte bine. Dar când un președinte respinge o numire, nu poți să iei stiloul din mână să semnezi în locul lui. Asta e viața. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Băsescu, pauză comercială. Cert este că președintele României arată altcumva de câteva săptămâni. A devenit președinte jucător. Tocmai l-am avut pe primul președinte jucător în direct, Traian Băsescu. Îl copiază oarecum Iohannis pe Traian Băsescu pentru că nu are de ales cu această majoritate invazivă, agresivă, care face numai tâmpenii la guvernare. Nu ai cum să te comporți decât așa, arătând fermitate și duritate în folosirea armelor pe care le ai ca președinte. Asta a făcut Iohannis, le-a respins celor de la PSD 5 numiri de procurori, le-a respins cele două nominalizări la ministerele importante și cu ocazia asta îl lasă pe Dragnea și fără cel mai important aliat politic din partid, cheia relației și cheia prin care Dragnea controlează Partidul Social Democrat nu este doamna Dăncilă neapărat sau doamna Carmen Dal de la Ministerul de Interne. Este personajul pe care o să-l vedeți imediat. Mulțumesc foarte mult, doamna prim-ministru, că îmi dați această posibilitate și mulțumesc tuturor membrilor CEX-ului, în special domnului Liviu Dragnea, pentru că astăzi toți ați venit să spuneți cum nu mă susține Liviu Dragnea. Iată că propunerea a fost făcută de doamna prim-ministru și susținută inclusiv de domnul președinte Liviu Dragnea. În proporție de 97% sunt realizate măsurile prevăzute în programul de guvernare. Ministrul care a venit la Ministerul Muncii a primit o mapă cu toate măsurile realizate și a înțeles că în următorii 2 ani de zile va trebui doar să urmărească implementarea acestor măsuri, pentru că legislația este aprobată sau în curs de aprobare. Doamna ministru Olguța Vasilescu, dacă poate să ne spună cum a votat în cazul domnului Stănescu, spuneați că nu veți vota niciodată împotriva lui în urmă cu câteva săptămâni. Am votat împotriva domnului Stănescu și am spus-o și în acest CEX că regret că trebuie să fac acest lucru, că sunt convinsă că era mai experimentat decât Ilan Laufer din punct de vedere administrativ.
că Ilan Laufer este un mai bun comunicator decât putea să fie domnul Paul Stănescu. Și am votat împreună cu toți colegii mei pentru cererea demisiei domnului Paul Stănescu, pentru că ce este prea mult, e prea mult. Liviu Dragnea, așadar, este pe cale să-și piardă cel mai important aliat din partid. Olguța Vasilescu este pe cale să nu mai prindă niciun portofoliu ministerial dacă Iohannis continuă să facă ce a făcut până acum. Nu este obligat și o să încercăm să luăm cât mai multe opinii din acest punct de vedere. Nu este obligat președintele să o numească la transportul Robert Sighiartău și să lase pe Dragnea mai singur, da, fără una dintre principalele amazoane, da? Cele trei amazoane, Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu și doamna Dăncilă. Ce o califică pe această doamnă tupeistă să ajungă ea ministrul al transportului? Ce o califică? În afară de faptul că a dar fost... Dar este pe competențe? Păi, da, de când tocmai, aveam criterii tocmai, pentru de asta președintele, conform deciziei Curții Constituționale, poate să o refuze pe doamna Olguța Vasilescu, inclusiv acum, când este nominalizată la Ministerul Dezvoltării. Deci această doamnă care a făcut praf țara și sistemul, aparatul bugetar împreună cu sistemul medical, cu legea salarizării care a creat discriminări pe anumite segmente, această doamnă care, odată cu creșterea pensiilor, a reușit să creeze un mecanism aici întregul PSD de creșterea inflației, de creșterea produselor, a accizei la combustibil, care a crescut și a scumpit toate produsele și viața până la urmă românului simplu și a pensionarului, acum dorește să meargă la Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor a vrut, acum ar vrea la dezvoltare. Care, da. Poate găsim un minister, doamnei Olguța Vasilescu, să mai creăm unul, că e un guvernator. N-au făcut absolut nimic, domnul Mănăstire, absolut nimic. A spus Corina Crețu, PSD-ista Corina Crețu, că au bani la dispoziție din fonduri europene pentru a atrage bani pentru autostrada Iași-Târgu Mureș. Nu vreau. Ei vor să o facă prin parteneriat public-privat, ca să mai bage ceva bani pe din dos. Deci, pur și simplu își bat joc de țară. N-au dezvoltat niciun proiect. Spitale regionale, absolut nimic. Au promis 8, nu sunt stare nici măcar să atragă bani pentru 3. Deci, este bătaie de joc ce fac acești domni, iar până la urmă este o bătaie de joc la adresa românilor, pentru că românii o duc din ce în ce mai greu. Domnul Mănăstire, m-am întâlnit duminică cu mai mulți colegi, prieteni și cetățeni români, au spus, vrem să plecăm din țară. Am colegi care sunt șoferi pe taxi în Anglia, cu facultăți terminate în Belgia și oameni competenți. Asta pentru că s-au săturat să privească la acest tablou trist pentru România. Nu poți conduce țara cu acești oameni. Oamenii ăștia trebuie să plece. Dragnea ăsta distruge țara pe zi ce trece. Orice zi în care Dragnea rămâne acolo la guvern este un dezastru pentru România. Și fac un apel și să știți că eu discut și cu cei din PSD, mă refer în special tabăra rebelă. Domnule, să vină să voteze, domnule. Să vină să voteze moțiunea. Păi de cenzură, când o pregătiți? O pregătim. Păi o pregătim, unde? Domnul Mănăstire. O pregătim. Deci nu poți depune o moțiune pentru că noi vrem ca acest guvern să pice, să plece. Dacă nu ai numărul de voturi necesare, noi vrem ca acest guvern să plece înainte de Crăciun. Asta înainte de Crăciun este o obligație și un mandat primit de la cetățeni care s-au săturat de acești guvernanți. Multă lume, dar domnule, pentru asta se uită și spre președintele Iohannis în speranța că ar putea face el ceva. Să adune toate forțele cât de cât din zona de dreapta, din zona de opoziție, chiar din zona PSD-ului, da? Se adune pe toți la masă și să se implice președintele României ca garant al acestor discuții și negocieri pentru răsturnarea guvernului, da? Domnul Mănăstire, inclusiv la lucrul ăsta, mulți se uită la am președinte. Am avut discuții. Uitați-vă la acești domni. Fifor a semnat pe lista aia după o zi, ați i-a văzut, a trădat. Falsificat, i-au falsificat. Bădălău, FIFOR, Bădălău, un penibil total. Bădălău este ministrul economiei. Deci ăștia nu sunt lideri, ăștia nu sunt oameni care să-și asume un vot, sunt irresponsabili. Bun, pe lângă business-urile lor din guvern, oamenii lor în ceaurile, în anumite companii de stat, unde sifonează anumiți bani, domnule,
nu sunt în stare să-și asume o decizie de a-l înlătura pe Liviu Dragnea, pentru că Liviu Dragnea este toxic. Este toxic și pentru partidul lor, că Stănescu spunea că sub 25% acum în sondajele lor. Deci acest guvern trebuie să plece cât mai repede. Toxic, netoxic rămâne, rezistă Dragnea, da, și se pare că nu există, nu se coalizează ceva clar împotriva lui. Chiar un guvern de mare Uniune Națională, domnule, ați intrat într-un asemenea guvern? Am spus aici în emisiune că pentru succesul unei moțiuni de cenzură e nevoie de voturile, așa zisei, rebeliuni din PSD. Din păcate, am mai spus-o, repet, nu e o opoziție unită în PSD împotriva lui Dragnea, fiecare își negociază pozițiile pe cont propriu, după cum s-a și văzut și s-a confirmat, s-a reconfirmat de la Grindeanu încoace, a recompensat ulterior și liniștit acum cu Fifor, cu domnul Bădălău, cu doamna Andronescu și așa mai departe. Vedem, ori sunt unii pe care îi dau afară și își asumă aceste pierderi pentru că au de unde și au mai tranzacționat și ei voturi în Parlament și au de unde să piardă, fie sunt cumpărați. Din păcate, sunt multe resurse pentru a tranzacționa acest lucru, dar revenind un pic de la tema de la care am pornit, că discutăm despre guvern, despre moțiunea de cenzură și despre situația asta groaznică, da, de caragiale pentru cei de la PSD, ministrul Stănescu și Lucian Șova de la Dezvoltare și Transportul refuză să plece din guvern. Oamenii s-au legat de scaune. Da, cascadorii râsului. Pauză și revenim.